Ansamblul de percuții al Colegiului de Artă Octav Băncilă din Iași vă invită la concertul Ritmuri de Primăvară, cu piese moderne de percuție din repertoriul internațional, dar și piese corale românești orchestrate special de Dragoș Mihai Cohal, dirijorul ansamblului. Scopul este strângerea celor 4.000 de euro cât costă o marimba, instrument melodic esențial pentru formarea tinerilor percuționiști. Veniți să apreciați talentul și creativitatea lor într-unul dintre cele două concerte, marți 8 aprilie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Iași, iar joi 10 aprilie, de la ora 16, la Sala de Festivități a Colegiului Băncilă. Vă așteptăm! Ce o să vedeți pe scenă la acest concert la care vă invităm? Vă va lungi cunoașterea față de percuție în general. Veți vedea elevii mei interpretând la diverse instrumente de percuție, toate având ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea marimbii.